Salutare, dragi prieteni, bine ați revenit în lumea metalelor prețioase, eu sunt Edi și astăzi discutăm despre războaiele valutare. Rusia conduce Orientul către o monedă susținută de aur. Bun, înainte să-i dăm drumul la treabă, vreau să vă mai spun ultima noutate din piața metalor prețioase. Ultimul zvon pe surse de la cele mai înalte surse din Kremlin este faptul că prețul argintului o să fie în grame de aur. Și asta înseamnă un preț foarte mare pentru argint, dar în principiu va fi, argintul va fi ca și preț evaluat în grame de aur. Nu știu mai multe detalii. Momentan asta este zvonul și este de la cele mai înalte surse din Kremlin. Bun, și acum, înainte să-i dăm drumul la treabă, dacă îți plac și ție noutățile din lumea metalelor prețioase, poți ajuta acest video cu un like, va ajunge la mai multe persoane. Dacă ești nou pe acest canal și vrei să faci parte din comunitatea noastră, atunci abona te din interes pentru viață de succes. Linkul către acest articol vei găsi la descrierea acestui videoclip și dacă vrei să faci un pas în față pentru educația ta financiară, poți intra pe blogul meu unde postez în mod regulat, de asemenea, linkul vei găsi la descrierea acestui videoclip. Bun, și să i dăm drumul la treabă, să vedem ce zic băieții. e valutare continuă în timp ce Rusia conduce Estul către o monedă susținută de aur care va detrona dolarul american ca monedă de rezervă a lumii. Uh... Pur și simplu, Rusia a făcut din aur o armă, da? Cum America a făcut din dolar o armă, așa și Rusia a făcut din aur o armă. Intențiile Rusiei se clarifică. Alistair McCloud, șeful de cercetare la Goldman, avem confirmare din cele mai înalte surse că Rusia și Organizația de Cooperare de la Shanghai iau în considerare utilizarea orului pentru reglementările comerciale panasiatice pe deplin înlocuind dolari și euro. Într-un articol scris pentru Vedomosti, un ziar rusesc cu sediul la Moscova, publicat pe 27 decembrie, Sergei Glaziev, un consilier economic proeminent al lui Vladimir Putin, care conduce Comitetul Uniunii Economice Euroasiatice, însărcinat cu conceperea unui înlocuitor pentru dolari în reglementările comerciale, a trimis un semnal clar în acest sens. Se pare că va renunța la planurile anterioare de a proiecta o nouă monedă comercială legată de mărfuri, deoarece aceasta a fost înlocuită. În plus, un număr tot mai mare de națiuni s-au alăturat sau au solicitat să se alăturească să se alăture SCO ca membrii de dialog, inclusiv Arabia Saudită și alți membri importanți ai Organizației de Cooperare din Golf. Adică OPEC, care OPEC, am impresia că sunt 12 țări, la fel și vor să adere la BRICS+. Beneficiile economice ale energiei reduse, capitalul investițional al Chinei și banii sănătoși sunt ingredientele pentru o nouă revoluție industrială la nivel asiatic în timp ce economiile alianței occidentale se scufundă sub creșterea prețurilor, a ratelor dobânzilor, a piețelor financiare în colaps și a valutelor. Deși va marca sfârșitul drumului pentru alianța vesică și pentru monedele sale fiduciare, Putin trebuie să aibă grijă să nu-și asume vină. Acum că alianța adună tancuri și alte echipamente pentru ucrainieni, aceștia promovează activ o nouă bătălie, NATO fiind implicat aproape direct. Este acea acțiune care va conduce la creșterea prețurilor mărfurilor, va submina piețele financiare occidentale, va submina finanțele guvernamentale și în cele din urmă le va prăbuși monedele. Putin probabil va folosi acțiunea impetuasă a NATO în apărarea Ucrainei ca acoperire pentru a asigura viitorul Rusiei ca superstat asiatic, ceea ce va fi distrugerea Occidentului. Bun, ce vreau să vă mai adaug aici este faptul că când va veni Marea Resetare, financiară și vom trece la moneda digitală, la CBDC. Ăștia de la, cei de la putere vor face un eveniment major care să îngenuncheze populațiile și când populațiile vor cere ajutor că nu mai pot și chiar nu mai pot să tragă, să reziste, că nu mai au bani, că tot cei de la putere vor veni cu ajutorul, da? Și acel ajutor va fi CBDC-ul. Deci, înainte să trecem la CBDC, vom trece printr-o criză majoră. Se va întâmpla ceva major, nu știu să vă zic ce, dar asta este practic un... Uh, nu un plan. Este deja plan în funcțiune, dar este o tactică de politică pe care am văzut-o și la noi în țară, da? În ce sens? Faza cu, spre exemplu, faza cu panourile solare, da? Au scumpit energia, le-a oferit uh, populației atalică, duceți-vă spre panouri solare și după ce s-au dus, i-a taxat, da? Le-a luat uh, preșul de sub picioare. mă scuzeați. Deci, practic, ei uh, au făcut problema, te am împins spre o soluție și apoi ți-a luat solutia uh, soluția da? și te-a lăsat în stratosferă. Bun, asta se întâmplă și în uh, politică. Vezi, domne, uh, PSD-ul este, nu știu, nici nu mai știu că n-am mai urmărit politica de mult timp. Uh, Ciuma Roșie, cum ziceau ăștia, știi? Și au venit ăștia la alții la putere, PNL-ul, lasă Domne că facem noi, gregem noi. Nu au făcut absolut nimic, da? Au venit ei ca salvatori. Au zis că fac să obțină voturi, nu au făcut absolut nimic și așa vor face și ăștia de la, de la putere, da? Pentru Europa și pentru restul țărilor care au rămas în afara BRICS-ului vor produce o criză majoră. Acea criză majoră poate să, poate să. cum zice. Poate să fie un atac cibernetic. Am văzut că peste tot e bat apropo de atacuri cibernetice, că o să ne pregătim de atacuri cibernetice, că o să fie o cădere a curentului. Înțelegi? Atacul cibernetic poate să șteargă toate datoriile. Da? Și bă, îți dai seama că nu o să... Adică nu este o persoană în lumea asta în care să gândească, să se trezească dimineața. Băi, gata, astăzi atac NATO, Europa, le iau toți banii, le șterg toate datoriile, că, da, mă, eu sunt zmeul din pădure, ești nebun, deci nu există așa ceva în mod real vorbind, da? Absolut nimeni în lumea asta nu se trezește cu gândul, gata mă, astăzi bombardez pe nu știu care, sau astăzi sparg nu știu ce servere, sau astăzi, ai înțeles? Lucrurile astea pur și simplu nu există. Și în fine, ei o să pună la cale un atac cibernetic, la asta mă gândesc, pentru că am văzut că mai multe persoane și din Uniunea Europeană și din Guvernul american spun despre atacuri cibernetice, da? În fine, o să dea vina pe cine o să fie, că e Putin, că e, nu știu, o organizație rusă, că e o organizație belvețiană, că, în fine, nu prea contează. După ce fac acest atac, o să zic că gata, domnule, noi avem soluția. Ai înțeles? Despre asta este vorba. Ideea este, să ar putea să fie un atac cibernetic, da, care să afecteze și uh, curentul electric, care să afecteze și uh, banii băncilor, da, dar uh, practic afectează datoriile băncilor, să șteargă datoriile, să, în fine, uh, într-un într server de bănci nu intre așa ușor, adică o echipă de specialiști, o echipă de specialiști ce înseamnă? în securitate cibernetică, nu înseamnă niște puștani care se joacă în mod cibernetic pentru a face un Bitcoin, pentru nu știu, a mina un Bitcoin, știi? Adică o echipă de securiști care au foarte mulți ani în, în spate foarte mă, multă vechime, da? un istoric solid, și evident, un om care are un istoric solid în acest domeniu nu execută de capul lui. Ai înțeles? Pentru că el cu siguranță, omul a lucrat în acea meserie și exact asta a făcut, în general. Și nu se facă de capul lui dacă ar fi un atac cibernetic, da? Bun. Introducere. Uităm poate că de la 1 martie 1950 rubla sovietică a fost pe un etalon de aur la 4 ruble și 4 copeici pentru un gram de aur pur până în 1961, când Khrushchev a devalorizat-o și a refixat-o la dolar. Stalin fusese semnatar al acordului de la Bretton Woods, dar a refuzat să se alăture acestuia și să facă rubla subordonată dolarului ca intermediar pentru un etalon de aur. Rubla sovietică a fost în cele din urmă alungată de standardul său de aur de politice economice dezastroase, în fața reformării sistemului economiei de comandă și a acceptării eșecurilor economice ale comunismului. În 1961, moneda a trebuit să cedeze. Acest lucru merită menționat pentru a ne aminti că rușii nu sunt străini de un standard de aur. Nu au fost crescuți cu credințele keynesiene înculcate, încurcate, în instituțiile lor și probabil că privesc monedele fiat ale vestului în această lumină. Din experiențe nefericite, ei sunt de asemenea pe deplin conștienți de puterea hegemoniei dolarului și în absența acțiunii militare, că este arma preferată a Americii. Din adversitate vine oportunitatea. Prin separarea Rusiei de sistemul SWIFT al vestului, în urmă cu un an, alianța occidentală a concentrat mințile rusești dintr-o lovitură, rezervele ei de valută fiată au devenit fără valoare. Și fiind dincolo de controlul alianței occidentale, valoarea reală a rezervelor sale de aur a devenit supremă. S-a asigurat că pentru Rusia și alianții săi, aurul va fi evaluat la o primă semnificativă față de monedele fiat ale alianței. În plus, insistența SUA că aurul nu mai oferă o ancoră pentru monede este acum expusă hegemonilor asiatici ca puțin mai mult decât o înșelăciune. În această lumină trebuie să vedem lupta Rusiei de a desfășura schimburi comerciale fără a folosi dolarul, euro și alte valute ale alianței vestice pentru decontare. Creditul în dolar creat offshore de chinez și de alte sisteme bancare prietenoase fără a utiliza sistemul bancar corespund. Al sua este un refuz, dar în practică este o soluție limitată și susceptibilă de a fi perturbată de alte sancțiuni americane împotriva băncilor participante. În plus, nu face nimic pentru o soluție pentru eliminarea totală a monedelor occidentale pentru reglementarea comerțului panasiatic. În calitate de exportator net substanțial, Rusia rămâne să se bazeze pe Renmin. Renminbi al Chinei, nu o soluție ideală. Și să accepte valute asiatice slabe, rubi indiene, lira turcească, real iranien și altele. Apropo de lira turcească, turcii, nu știu dacă v-am spus, dar și-au exprimat public interesul că vor să adere la BRICS. Da? Și v-am spus-o de anul trecut că ăștia cu siguranță sunt în barcă cu BRICS. Bun, fără îndoială acest lucru a stimulat un comitet sub egida Uniunii Economice Euroasiatice, care încorporează Rusia și statele mai mici din Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan și Armenia pentru a proiecta o nouă monedă de reglementare a comerțului. Într-un anunț preliminar de anul trecut, șeful acestui comitet, Sergei Glaziev, a sugerat că acesta se va baza pe monedele statelor membre și pe un coș de mărfuri relevante pentru comerțul lor. În plus, era un sistem monetar destinat să fie disponibil pentru alte națiuni să se alăture. În iunie anul trecut, într-un articol pentru Goldman, am susținut că propunerea inițială a lui Glaziev nu era practică și ar trebui să folosească o monedă susținută de aur pentru a-și atinge obiectivele. Ulterior, a existat o oarecare rezonanță cu această opinie, deoarece în iulie Glaziev a propus o nouă bursă de aur la Moscova, aparent pentru a înlocui pierderea accesului Rusiei la piața londoneză pentru aurul extras rusesc și rafinăriile sale. Implicarea lui în acest proiect nu a fost doar întâmplător. La acel moment, într-o actualizare a propunerii sale inițiale, Glazieva sublinia că aurul împreună cu un coș de mărfuri ar putea acționa ca garanție pentru o nouă monedă de decontare adică un plan EAEU modificat, oferind acces mai ușor pentru toți membrii organizației de cooperare din Shanghai. Pământul se mișcă. Nu există nicio îndoială că planul inițial al lui Glaziev a fost abandonat, eliminând monedele naționale din construcția propusă și sporind rolul aurului. Dar a fost încă cazul că includerea unui coș de mărfuri ar fi îmbunătățită și simplificată prin utilizarea doar a aurului ca garanție pentru moneda comercială. În plus, imperativul geopolitic evolua în ritm. Intră în Orientul Mijlociu. În ultimile luni a devenit clar că Arabia Saudită și-a văzut viitorul mai aliniat cu axa China-Rusia decât cu Vestul și în special cu membrii Alianței Vestice. În parte, aceasta a fost probabil consecința naturală a neprietinilor conduși de americani, așa cum le-a numit Putin, care pronunță să elimine complet combustibilii cu carbon în următorul deceniu sau două și în timp ce națiunile asiatice, cum ar fi China și India, au făcut față schimbărilor climatice, era clar că vor continua să folosească combustibil fosil. Despre schimbările climatice, am înțeles că este o persoană în America, n-am stat să îi aflu numele, nu -mi vine în cap, în fine, care primește 2 milioane de dolari am impresia sau mai mult 2 miliarde de dolari parcă. În fine, ideea este că există o persoană care omul se plimbă cu avionul din țară în țară și le explică oamenilor despre schimbările climatice și că ar trebui să ne pregătim, să facem nu știu ce investiții și doar avionul său pe, pe zi îl costă pe zi, pe lună, îl costă 2 milioane de dolari. Lucru, adică sunt bani plătiți din veniturile contribuabililor și este o înșelăciune chestia asta cu schimbările climatice, lucru pe care vi l-am tot spus. Ideea este că bum, primește deci, pe lângă faptul că plătește 2 milioane de dolari avionul, da, ca să se plimbe cu el, doi la mână are salariul 2 milioane de dolari, da, și e oricum are un buget substanțial primit de la guvernul american și acel salariu este evident din banii contribuabililor. Dar, în fine, și ce crezi, este și, am impresia, singurul angajat la firma lui. <gângătă> adică, iartă-mă pe tine, da? Cu schimbările voastre climatice. <coughs> Bun, era timpul ca Saudiții și alți membri exportatori de petrol și gaz ai Consiliului de Cooperare din Golf să încheie acorduri de furnizare pe termen lung cu China, India și alți membrii ai familiei SCO mai largi. În consecință, Saudiții și-au anunțat intenția de a se alătura BRICS. Qatar a anunțat un acord de furnizare a gazelor naturale pe 27 de ani cu China. Ce am vrut să zic? Da, n-am mai stat să, să <coughs> aflu mai multe detalii despre cel cu schimbările climatice, pentru că pur și simplu nu mai vreau să-mi pierd timpul cu informații care nu mă ajută și nu vă ajută. Da? Faptul că schimbările climatice nu sunt reale, în ce sens nu sunt reale? Nu sunt reale la nivelul la care îl descriu marile puteri, da? Că vine marea căldură peste noi și că din cauza uh, vacilor, cum ziceau ăștia, da, Că nu mai au voie vacile să râghe, să dea bă, bășini, să... O aberație, îți dai seama. Și că ne aduce uh, carne de gre să mâncăm și că... În fine, astea sunt niște aberații ca să distragă atenția lumii. Ai înțeles? Și... În fine, dar asta nu... Asta v-am să vă zic. Nu mai stau să dau importanță la ăștia care nu... Nu are treabă cu noi. Pur și simplu, da. ăștia sunt niște oameni puși ca să atragă atenția populațiilor de la problemele adevărate. Spre exemplu, lumea nu știe că trebuie să investească în aur și argint din cauza faptului că se uită la televizor, se informează cu privire la schimbările climatice, se informează cu privire la noua mâncare, că trebuie să renunțăm la carne, la în fine, etc. Ai înțeles? Bun. Egiptul și Qatarul au devenit parteneri de dialog ai SCO în septembrie, iar Arabia Saudită a fost admisă în noiembrie. De asemenea, SCO a fost de acord să admită Bahrain, Maldive, Emiratele Arabe Unite, Kuwait și Myanmar ca parteneri de dialog. Ținând cont de faptul că SCO este dominată de China și Rusia, ambele vor să înlocuiască dolarul, includerea acestor membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului, care până acum au acceptat dolari exclusiv pentru vânzările de energie, trebuie să provoace consternare la Washington. În timp ce unii membri GCC au avut grijă să nu zgudeie cușca Washingtonului, saudiții -au a au fost clar că sunt acum pregătiți să accepte alte valute pentru petrol, semnalând un transfer mai larg de la petrodolar la petroiuan. Ceea ce nu putem ști este ce asigurări, dacă există, au căutat și au primit saudiții cu privire la soliditatea relativă a Ianului și a celorlalte valute asiatice pe care le-ar primi pentru petrol în raport cu dolarul. Puterea de cumpărare a dolarului, care începe să scadă mai rapid, se reflectă în creșterea inflației prețurilor, iar perspectivele sale pe termen lung ca monedă fiat pură trebuie să fie făcut parte din ecuația Sauditei. Sau Dar având în vedere că exporturile de petrol către alianță vestică urmau să scadă și să fie înlocuite cu cererea asiatică, schimbarea monedei ar fi oricum în joc. În centrul acestor considerații ar fi fost planurile lui Glaziev pentru o nouă monedă susținută de mărfuri care se poată fi oferită membrilor SCO mai largi, la care s-au alăturat sau audiții. Și după ce a renunțat la elementul monedelor naționale, noua monedă propusă pentru decontarea comerțului EU, Glaziev ar fi fost forțat să accepte că singurul mod în care o astfel de monedă ar funcționa practic ar fi să o bazeze pe aur ca proxy pentru un coș de mărfuri. Deoarece se spunea că toate drumurile duc la Roma, totul indică aur. Propunerea valută, valutară a EAEU era acum moartă înainte de sosire. Într-un articol intitulat Rubla de aur 3.0, cum Rusia poate schimba infrastructura comerțului exterior, l-am parcurs acest articol, da? dacă mai știți, acum în urmă cu câteva videouri, chiar nu mai știu, 5-6 videouri. Scris pentru Vedomost Vedomosti, un ziar de afaceri rus din Moscova, publicat pe 27 decembrie, Glaziev și-a expus ultimele gânduri mai mult, a fost cu autorul de Dimitri Mitiev, care este membru asistent al Consiliului pentru Integrare și Macroeconomie al Comisiei Economice Euroasiatice. Așa că acest articol nu este doar nu sunt doar gândurile lui Glaziev și putem presupune că are o greutate oficială. Din acest articol, Comisia Valutară ea EU pare să fie renunțat în totalitate la propunerea pentru o nouă monedă, folosind în schimb aurul ca mijloc principal de soluționare a dezechilibrilor comerciale. Probabil cerința de a efectua plății în aur ar putea fi ocolită dacă una sau mai multe monede naționale ar ajunge la un standard de aur credibil. Cu excepția cazului în care dezechilibrele comerciale sunt compensate în mod substanțial de fluxurile de investiții. Acesta poate fi cazul. Implicația este că rubla va readopta un standard de aur din cauza lipsei de investiții externe în raport cu excedentul comercial în vin, suportul de aur, deși nu relația pe care sovieticii l-au operat între 1944 și 1961. Pentru a consolida importanța revenirii la un standard de aur, atât Rusia cât și Saudiții care se află în fruntea OPEC+, Plus, vor fi conștienți de costul real al regimului petrodolarului fiat pentru produsul lor primar de export, țiței. În august 1971, când acordul de la Bretton Woods a fost abandonat, țițeiul avea prețul de 3,56 de dolari pe baril, iar prețul de piața la aurului era de 42,85 de dolari. Convertirea acestora în unci de aur pe baril ne oferă o valoare de 0,083831 uncii. Astăzi, prețul aurului al petrolului este de 0,0417 uncii pe baril, <coughs> aproximativ la jumate. Cu alte cuvinte, utilizarea aurului glaziev poate demonstra că adevăratul cost pentru OPEC plus al de dolarizării a fost reducerea la jumătatea valorii veniturilor lor din export. De când acordul de la Bretton Woods a fost suspendat. Acceptând un nou mediu de reglementare comercială legat de aur, această eroziune forțată de soa valorilor petrolului va înceta și pentru a compensa pierderea de valoare a petrolului de la sfârșitul Bet Bretton Woods, prețul aurului în dolar ar trebui să fie dublu față de cel de astăzi la peste 3800 de dolari. <coughs> da, se pare că ăsta e un preț real 3800 de dolari. <coughs> au mai spus-o câțiva, dar o să vedem dacă se va ajunge aici. Adică eu ce am zis că s-ar putea să ajungă la 2500 de dolari, se pare că sunt sub aspect, așteptările de 3800 de dolari, dar vedem. Prin urmare, dovezile sunt în creștere că aurul oferă un cadru în care Glaziev intenționează să opereze. Faptul că trebuie să gândească în acest fel a devenit fundamental pentru abordarea sa confirmată de numeroasele sale referiri la aur în articolul său pentru v Vedomosti, la istoria robilei legată de aur și la degradarea petrodolarului de către SUA. Cel puțin în Marea Britanie, mass rusă pare să fie cenzurată, așa că articolul vedomostia lui Glaziev, la care se face referire în nota de finalul 1, poate să nu fie disponibil pentru mulți cititori din vest. Prin urmare, pentru ușurința de referință, punctele esențiale din traducerea în engleză a articolului său detaliat sunt rezumate după cum urmează. <coughs> În cele 9 luni până septembrie, excedentul comercial al Rusiei cu membrii EAEU, plus China, India, Iran, Turcia, Emiratele Arabe Unite, etc., cu alte cuvinte, sancțiunile Alianței Occidentale nu au reușit să suprime veniturile petroliere ale Rusiei, doar direcționând sursele acestora. Excedentul comercial cu membrii SCO a permis companiilor ruse să plătească datorii externe, înlocuindu-le cu împrumuturi în ruble. Glaziv nu face acest aspect, dar o revenire la standardul de aur ar reduce în mod substanțial costurile de împrumut. Rusia a devenit a treia țară ca mărime care folosește renminbi pentru decontări internaționale, reprezentând până la 26% din tranzacțiile valutare din Federația Rusă. Ponderea decontărilor în monede slabe este în creștere pentru membrii SCO, partenerii de dialog și asociații, înlocuind dolarii și este de așteptat să crească în continuare. Deoarece aceste valute sunt supuse riscului de curs de schimb și posibile sancțiuni, cea mai bună modalitate de a compensa aceste riscuri este să cumpărați aur nesancționat din China, Emiratele Arabe, Turcia, eventual Iran și alte țări în schimbul monedelor locale. Aurul achiziționat de Banca Centrală Rusă poate fi stocat în băncile centrale ale țărilor prietene în scopuri de lichiditate, iar rusul poate fi repatriat în Rusia. Opa, eu asta e nouă, să nu știam. Aurul poate fi un instrument unic pentru, o combatere, pentru combaterea sancțiunilor occidentale dacă este folosit pentru a stabili prețul tuturor mărfurilor internaționale majore, petrol, gaze, alimente, îngrășăminte, metale și minerale solide. Acesta ar fi un răspuns adecvat la plafanele de preț din vest. Și India și China pot lua locul comercianților global de mărfuri în loc de Glencore sau Trafigura. Aurul împreună cu argintul a fost timp de milenii nucleul sistemului financiar global, o măsură onestă a valorii banilor de hârtie și a activelor. A fost anulat în urmă cu jumătate de secol legând petrolul de dolar, dar epoca petrodolarului se termină. Rusia împreună cu partenerii săi estici și sudici au o șansă unică de a renunța la o economie cu datorii centrată pe dolar. Prin semnarea acordului de la Bretton Woods, dar fără ratificarea acesteia pentru URSS, rubla de aur 2.0 a jucat un rol important în industrializarea sovietică de după război. Acum condițiile pentru rubla de aur 3.0 s-au dezvoltat în mod obiectiv. Sancțiunile împotriva Rusiei au avut un bumerang împotriva Occidentului. Acum se confruntă cu instabilitate geopolitică, prețuri în creștere la energie și alte resurse, adică încă și mai multă inflație a prețurilor. În 2023 va avea loc o trecere de la investiții riscante în instrumente financiare complexe spre a investi în active tradiționare, în principal aur. Creșterea prețurilor aurului față de prognoza Saxo Bank de 3.000 de dolari pe unci va duce la o creștere substanțială a valorilor și cantităților rezervelor de aur. Rezervele mari de aur vor permite Rusiei să urmeze o politică financiară suverană și să minimeze dependența de creditorii externi. Rețineți că pe lângă rezervele oficiale să știe că Rusia are cel puțin încă 10.000 de tone, mai mult decât totalul declarat oficial pentru trezoreria sua. Da, dețin mult mai mult de 10.000 de tone. Băncile centrale și adaugă rezervele de aur. China are o interdicție de export pentru tot aurul extras, potrivit bursei de aur din Shanghai. Clienții au retras 23.000 de tone de aur. India este considerată campioana mondială la acumularea de aur. Aurul a trecut de la Vesla este aurul băncii, centrala vestului alocat în siguranță sau este totul desfacet prin schimburi și leasing. Vestul nu va spune niciodată și nici auditul Fort Knox nu va spune. În ultimii 20 de ani, explorarea aurului din Rusia aproape s-a dublat. Producția de aur poate crește de la 1% din PIB la 2 sau 3%. Deja, producția anuală de aur a Rusiei este programată să crească de la 300 de tone. La 500 de tone, aproape dublu, Ma. oferind Rusie o rublă puternică, un buget puternic și o economie puternică. Rețineți că în această declarație Glaziev desvoluie că se așteaptă la că cea mai mare parte din creșterea producției miniere să fie în valoarea sa măsurată în dolari. Glaziev spune cu siguranță că Rusia va adopta rubla de aur 3.0 și nu ar trebui să avem nicio îndoială că Rusia se îndepărtează de sistemul monetar fiat al vestului și vede prețuri mult mai mari ale aurului exprimate monedele sale. Singura întrebare este viteza cu care se mișcă în această direcție. Ceea ce Glaziev nu a menționat în articolul său de la Vedomosti, în afară de referința sa la băncile centrale occidentale, care nu au neapărat în posesia rezervelor de aur, ar fi consecințele pentru dolarul și alte monede fiat vestice ale aurului, care va deveni mijlocul de reglementare comercială în întreaga Asie sau rublei revenind la un etalon de aur. În mod inevitabil, deținătorii de dolari și active financiare, în valoare totală de aproximativ 30 de trilioane de dolari, ar face judecăți comparative de valoare nu doar pentru dolari, ci și pentru expunerea lor la alte valute fiduciare, adică 1000 euro. da. Acest lucru nu numai că ar determina factorii din sectorul privat implicați în comerțul transfrontalier, să-și reevalueze expunerea la monedele fiat, dar întregul sistem de rezerve valutare deținute de băncile centrale ar, fi, ar putea fi amenințat. Indicii sunt că Putin susține teza lui Glaziev, dar el are o misiune mai largă, inclusiv strategia militară asupra Ucrainei. NATO s-a angajat să trimită tankuri ucrainiene să ducă o nouă bătălie, care se așteaptă să înceapă în curând, când pământul va îngheța. În acest proces, NATO este pe cale să se implice mai direct în conflict. Nu trebuie să ne îndoim că, după un aparent impas în ultimele luni, acest conflict proxy este pe cale să devină o implicare mai directă între NATO și Rusia. Da, nu știu ce să zic cu implicare directă, pentru că... Uh, americanii, și v-am mai spus-o de nori, Americanii au fost în război timp de 158 de ani, 159 de ani, ceva de genul ăsta, ani la rând, da? Că n-au fost cu aceeași țară, asta e total diferit, dar ăsta e jobul lor, în principiu, și faptul că au luat o pauză, Anul trecut, acum 2 ani, când sau acum 3 ani, acum 3 ani parcă, când au plecat din uh, Afganistan, <coughs> <coughs> da, în uh, septembrie sau în august, nu mai știu, parcă în uh, august, în fine, uh, ideea este că ei s-au angajat la un alt tip de război, care este prin proxy, da, adică pune alte țări să lupte. <coughs> și nu cred că o să se implice direct dar vedem cred că o să folosească la fel în continuare alte țări să lupte războiul pentru NATO dar o să vedem ce se va întâmpla Bun aproape sigur viitoarea escaladare militară va destabiliza piețele financiare din Alianța Vestică <coughs> O criză renuită a creșterii prețurilor la energie și la mărfuri pare sigură, ceea ce va duce la temeri pe piețele financiare ale alenței vestice de o inflație mai mare a prețurilor pentru mai mult timp, conducând randamentele obligațiunilor în sus și acțiunile mai scăzute. Investitorii neo s-ar putea aștepta ca incertitudinea care decurge din acțiunea militară a reunită să conducă lichiditatea globală în dolar, care este refugiul lor sigur tradițional, mai degrabă decât aurul. Dar piețele centrale centrate pe SUA nu reușesc să precizeze că la 30 de trilioane de dolari moneda și activele financiare sunt deja supradeținute de străini, în timp ce aurul fizic nu prea. Și nu reușesc să precizeze că Putin poate exploata această slăbiciune. Căci acesta ar fi un moment bun pentru Putin să deschidă un război pe frontul financiar ca o lovitură majoră pentru hegemonia dolarului. Pe iartă-mă pe tine, dar Putin a deschis deja un război pe frontul financiar. Bine, nu el l-a deschis, americanii, da? Când au uh, făcut din dolar o armă, așa și Putin a făcut din, uh, din uh, aur o armă. Sub acoperirea câmpului de luptă, Rusia ar putea lăsa piețele să crească prețurile la aproape toate mărfurile ei exportate, continuând în același timp să acorde condiții de preferențiale aliaților săi economici din SCO. Ar fi văzut apoi ca un răspuns al pieței la imperativele politice ale ale alianțelor occidentale. Însă creșterea, în creșterea prețurilor la energie și la mărfuri, mărfuri vor reflecta o scădere bruscă a puterii de cumpărare a dolarului și a cohortei sale de monede fiat de euro, yen și lire străine. Din nou, în urmărirea unor obiective pur politice, alianța ar fi văzut ca fiind în întregime responsabilă pentru daune financiare colaterale. Sistemul bancar înoată gol într-un reflux. Fiind în întregime fiat, monedele Alianței Vestice sunt îngrozitor de vulnerabile la planurile lui Serghei Glaziev de a reglementa comerțul cu aur și extinderea implicită într-un standard pentru rublă în sine. Dacă această analiză este corectă, iar dovezile că este așa sunt în creștere, atunci China este capabilă să urmeze cu Renminbi are caracteristicile necesare pentru ca un standard de aur să funcționeze. De asemenea, excedente de export, rată mare de economisire, inflație scăzută a prețurilor și rate ale dobânzilor care reflectă cu adevărat stabilitatea prețurilor. Nu vă înșelați. Pe lângă rezervele sale oficiale, China are mai mult aur decât orice altă națiune și, după cum sublinează Glaziev, la 23.000 de tone, cetățenii săi sunt de asemenea deținători foarte mari, precum și statutul și statul și ar trebui să susțină un standard de aur. Din potrivă, cu o parte necunoscută a rezervelor de aur ale alianței occidentale schimbate și închiriate și negarea keynesiană înrădăcinată a rolului monetar al aurului, întregul său sistem de monede fiat ar putea deveni rapid în pericol de dispariție. Da, după cum știți, China are în jur de 50.000 de tone de aur. Că v-am mai spus în videourile trecute. La prima vedere poate părea o afirmație extraordinară, dar ultimii care văd pericolul pentru o monedă sunt de obicei cei care depind în întregime de ea. Americanii cred în mod natural că în vremuri dificile toată lumea apelează la dolarul ca monedă de rezervă a lumii și având în vedere zelul contemporan cu care toată lumea este îndatorată față de stat și hârtie, ca strategie de investiție această credință este de obicei corectă într-o manieră autoîmplinită. Doar unul dintr-un milion va spune că nu prețurile cresc, dar înțelege că moneda își pierde puterea de cumpărare. Ah, eu sunt ăla? Ia uitați eu, eu sunt unul dintr-un milion. <laughs> dar întotdeauna vine un moment în care o provocare suficientă pentru o monedă fiată este montată de evenimente prin care toate miturile sunt demontate. Nu este doar o monedă fiat care este amenințată, ci structurile instituționale de care depinde aceasta. În acest sens, un document de lucru al Băncii Reglementărilor Internaționale, intitulat The Bank of Amsterdam and Limits of Fiat Money, publicat abia în această lună, este oportun. Rezumatul lucrării prezintă bine problema actuală. Ia să vedem ce zic ăștia. Băncile centrale pot opera cu capitaluri proprii negative și multe, au făcut acest lucru în istorie fără a submina încrederea în banii fiat. Cu toate acestea există limite. Cât de negativ pot fi acțiunile băncii centrale înainte ca banii fiat să-și piardă credibilitate? Adresăm această întrebare folosind o abordare globală a jocurilor motivate de căderea băncii Amsterdamului 1609-1820. Rezolvăm punctul de pauză unic în care capitalurile proprii negative și lipsa de lichiditate a activelor fac ca banii fiat să nu mai aibă valoare. Autorii ne spun că banca Amsterdam a fost înființată de municipalitatea din Amsterdam pentru a se ocupa de cantitatea mare de monede de aur și de argint din mai multe jurisdicții. Multe fie tăiate, fie degradate, care circulau în acel centru comercial internațional, erau o bancă de depozit. Clienții depunea monede și soldurile contului erau înregistrate în favoarea deponentului. Aceste solduri de depozite ar putea fi transferate altor deținători de cont sau retrase în speță pentru o mică taxă. A fost o îmbunătățire considerată în ceea ce privește decontarea tranzacțiilor numai cu monede. În cuvintele documentului de lucru, banca devine o bancă protocentrată, centrală, fără a submina inițial credibilitate. În 1683, banca potrivește depozitele cu moneda, creând creditul de bilanță. Descrierea băncii fiind o bancă protocentrală se potrivește deoarece banca efectuează efectiv relaxarea cantitativă centrată pe cumpărarea de monede pentru valută, fiat și credit, mai degrabă decât pentru datoria guvernamentală, așa cum este cazul în prezent. Și de-a lungul timpului, banca a început să acorde credite suplimentare, în special către compania olandeză a Indiilor de Est. Pe scurt, Bilanțul său s-a soldat cu o combinație în creștere și letală de datorii neperformante și nelichide pe măsură ce averea companiei olandeze Indilor de Est a scăzut, reprezentând 71% din activele băncii, în timp ce stocul său de metal s-a redus cu peste jumătate. După cum a subliniat documentul de lucru al BRI, insolvența băncii și incapacitatea autorităților orașului de a recapituliza sunt elemente importante în căderea acesteia. Sursele de venit ale băncii au cuprins în principal comisioane din sistemul de încasări și margele de dobândă la împrumuturi. Cu toate acestea, în timp ce împrumuturile acordate de VOC au devenit neperformante, banca nu a reconstruit capital pentru a acoperi aceste pierderi, deoarece profiturile erau distribuite în mod regulat orașului. Mai mult, nu avea nici veniturile de semniaj ale băncilor centrale moderne. Nici un suport fiscal adecvat. Orașul Amsterdam a făcut încercări limitate de recapitularizare a băncii, dar fondurile au fost deturnate rapid înapoi în cuferile orașului, din perspectiva teoriei moderne a băncilor centrale. Există un grad ridicat de rezonanță cu situația actuală, cu excepția faptului că în loc să acorde împrumutul unui debitor corporativ major, băncile centrale își finanțează guvernele, care sunt fără îndoială prinse în capcanele datorilor generate de creșterea ratelor dobânzilor. Presupunerea că guvernele au capacitatea fiscală de a sprijini băncile centrale într-un mod ca în care orașul Amsterdam nu a putut să o facă este de asemenea discutabilă. <coughs> Autorii procedează apoi la modelarea matematică a condițiilor care au dus la eșecul băncii Amsterdamului și a consecințelor pentru monedă. Ei susțin că există un punct de, de rupere unic definit ca starea economiei în care AGIO, relația dintre valorile creditului bancar și monedei, se rupe sub banda țintă, iar valoarea banilor băncii scade de la zero. Se spune în mod obișnuit că băncile centrale moderne nu pot frâna deoarece pot tipări monedă nouă și se presupune că guvernele respective cu capacitatea lor fiscală le pot salva întotdeauna ca ultimă soluție. Prin urmare, relația dintre capitalurile proprii din bilanțul unei bănci centrale și pasivele sale nelichide este în mod obișnuit considerată nesemnificativă. Poate fi, poate și adesea operează cu capitaluri proprii negative. Dar, după cum arată documentul de lucru al BRI, trebuie să existe un punct de bază în care aceste condiții nu mai sunt suficiente pentru a salva o bancă centrală și creditul acesta sub forma obligațiunilor sale valutare și de depozit. Este interesant că BRI a decis să publice acest document de lucru abia acum. Probabil că putem considera că unii analiști de la BRI sunt îngrijorați de faptul că actuala a băncilor centrale este în pericol de soarta băncii Amsterdamului. Acest punct de vedere are un anumit sprijin din concluzia sa. Se încheie cu, în general, analiza noastră demonstrează valoarea revizuirii precedentelor istorice pentru înțelegerea sistemelor monetare de astăzi într-un context de inflație ridicată, incertitudine globală ridicată și competiție între monedele suverane și acum criptomonede. Este deosebit de relevant să înțelegem concurența monetară și factorii care ar putea duce la schimbări între diferitele regimuri monetare. Acesta este un Bretton Woods 3 al lui Zoltan Pozar, exprimat în limbaj bancar. Odată cu trecerea de la valute fiat la valutele susținute de mărfuri, probabil că a sosit momentul în timp ce Banca din Amsterdam a avut nevoie de un timp considerabil pentru a declina și a ieșua, eșecul cartelului bancar central occidental ar putea fi brusc. Păi, o să fie brusc. Creșterea ratelor dobânzilor duce la pierderi la activele băncii centrale achiziționate prin QE, iar plățile dobânzilor la rezervele băncilor comerciale cresc de asemenea. Fed, Banca Centrală Europeană, Banca Japoniei și altele care și-au umflat bilanțurile prin relaxarea cantitativă nu sunt doar în capitaluri proprii negative, ci se scufundă și mai adânc în faliment. Banca Angliei a scăpat de această soartă până acum doar prin perspicacitatea unui fost guvernator care a convins trezoreria Marii Britanii să suporte pierderi de obligațiuni. În mod bizar, nu ar trebui să excludem băncile centrale să ieșeze mai întâi, doborând astfel băncile centrale. Acum înțeleg de ce au vrut englezii Brexit-ul. Băncile comerciale sunt mai orientate operațional decât au fost probabil vreodată și cu o recesiune economică din ce în ce mai sigură, pierderile din împrumuturi amenință să se distrugă capitalurile proprii ale acționarilor. Expunerea lor pe piețele financiare care era bazată pe rate scăzute ale dobânzilor, care acum sunt în creștere, aduce în față riscuri sistemice. Chiar și fără ca războiul din Ucraina să intre într-o nouă rundă. Dar putem vedea din acumularea armatei că prețurile la energie și la mărfuri vor crește din nou, precum și prețurile angoroși de consum. Vor urma ratele dobânzilor, capitalurile negative ale băncii centrale vor crește, iar băncile cu efect de leviere exces vor trebui să fie salvate aproape sigur. Toate necazurile băncii Amsterdamului revin brusc la băncile centrale ale Alianței Occidentale. În scurt timp, nu va fi nevoie să rezolvăm punctul de întrerupere unic în care capitalurile proprii negative și lipsa de lichiditate a activelor fac ca banii fiat să nu mai aibă valoare, așa cum spun autorii documentului de lucru BRI. În loc de un model matematic care să demonstreze ceva care este condus în principal de percepțiile umane, putem exprima punctul de întrerupere foarte simplu. Băncile centrale au avut de ales ceea ce nu mai au ar fi putut alege să-și protejeze monedele, permițând piețelor să stabilească rate ale dobânzilor și refuzând să financeze deficite bugetare mai mari. În schimb, ei vorbesc doar de creșteri mici ale ratei dobânzilor, sperând că problema inflației prețurilor va dispărea pur și simplu, în timp ce guvernele încearcă puțin sau deloc să-și controleze cheltuielile. Da, pe, din ce văd eu, ăștia o să începe... O să înceapă să arunce vina pe bănci și să scoată băncile drept vinovat dar în principiu orice instituție financiară ar fi soluția, aceiași oameni care au condus băncile vor fi la puterea celor instituții financiare, adică despre ce discutăm. Dar sunt prea adânci acum pentru a face această alegere. Cu excepția BCE, care nu are un guvern anume la care să se adreseze acesta, s-ar fi putut recapitalizat și să fie măsură să garanteze integritatea întregului sistem bancar-comercial. Ei au încă acea îndatorire primară, dar fără capacitatea de a face acest lucru. Punctul de pauză al BRI pentru monedele lor a depășit deja. Rezumat. Ne bazăm pe băncile centrale pentru a asigura integritatea rețelei bancare-comerciale. Cel puțin nevoia unei inflații accelerate a monedei și a creditelor pentru a susține un sistem financiar zruncinat de care depinde de Alianța Occidentală poate fi singura soluție în detrimentul monedelor lor. Faptul că alianța occidentală se scufundă într-o criză a datorilor creată de însă este incontestabil. Strategia sa geopolitică condusă de hegemonul de ieri a dat deja înapoi prin creșterea prețurilor la energie în beneficiul inamicilor săi. A și momentul ca Rusia să supravegheze lovitura de grații financiară supravegheați-l pentru că Rusia va folosi acoperirea agresiunii Alianței Occidentale și consecințele pentru piețele și sistemul său financiar pentru a da lovitura. Rusia se gândește la viitor, în timp ce Alianța este în modul gung ho Așa cum consecințele interzicerii Rusiei de la SWIFT nu păreau să fi fost gândite în prealabil, consecințele unei noi faze a războiului asupra Ucrainei sunt respinse. Cel puțin inițial, în vest, trecerea la ora Rusiei va fi văzută ca un răspuns defensiv pentru a proteja rubla și valoarea exporturilor panasiatice ale Rusiei. Iar un atac deliberat asupra monedelor fiduciare vezi ce nu va fi suspectat. Dovezile vor fi văzute într-un preț al aurului care crește peste așteptări. Rusia nu va face anunțuri oficiale despre standardele de aur pentru că nu este nevoie, nici China. În schimb, ar putea dezvolui o creștere a rezervelor de aur. <coughs> Lucru care deja se întâmplă, adică și după ce a renunțat la moneda de decontare a comerțului EAEU ca înlocuitor intenționat pentru dolar, SCO va adopta efectiv aurul în locul său. Inițial, o creștere a prețului aurului a evaluat în dolar nu va crea o alarmă nejustificată în unitățile occidentale. La urma urmei, aceasta a fost demonetizat. Aceasta va fi urmată de negarea importanței sale. Dar, așa cum a spus Sergei Gaziev în articolul său Vedomosti, aurul va fi folosit pentru prețul tuturor mărfurilor internaționale majore petrol, gaze, alimente, îngrășiminte, metale și minerale solide. A, lucru care vi l-am spus la început, da? Metale. Că argintul va fi evaluat în grame de aur. Așa fiind, aceste prețuri vor fi stabilite cu dobânzi scăzute, în timp ce prețurile și ratele dobânzilor vor crește în dolari. Și atunci va deveni evident pentru un public mai larg că nu prețurile cresc și dolarii se prăbușesc. Dar pe măsură ce dolarii fiat euro, ienul și lira sterlină pierd putere de cumpărare, nu doar în raport cu aurul, ci și cu toate mărfurile, trebuie să se facă comparații între succesul relativ al acției Rusia-China, încorporat în SCO, EAEU și BRICS. Impulsat de economisitorii chinezi, investiții de capital, energie redusă și bani sănătoși, Asia va prospera. Și va fi puțin ceea ce America și aliații săi NATO pot face pentru a opri. Bun, cam asta a fost articolul pentru azi, dragi prieteni. Abonați-vă din interes pentru o viață de succes. Vă pup și aveți grijă de voi!